Teatrul e o minune. Teatrul TV înseamnă copilăria mea. Erau seri lungi, alături de părinți, petrecute în fața ecranului. Teatrul TV, în special, ne liniștește, ne aduce iarăși în viața normală, în viața reală. Teatrul TV se întoarce în casa ta. Primește-l în curând la Antena 1. Frumușica, în 5 secunde. O fi a pretty woman. Dar Richard Gere, care e atât de sexy, de frumos, de șarmant, care... Stai, domnule, că nu m-am apucat să spun nimic din filmul ăsta. Deci toată ideea filmului e că e o femeie super frumoasă și sexy, dar e din stradă. Și vine el, bărbatul bogat, bărbatul vieții, care o face o doamnă și o duce în hotel. Pretty woman. Filmul complet, joi de la 20:30 la Antena 1. Putea să zbor până la stele. Da, aceasta Ionela și Manuela te așteaptă la o nouă emisiune La șuete cu brunete. Căsătoria nu este o joacă. Urmărește, începând cu ora 12, o ediție specială de Dragobete, numai la Antena 1 Constanța. Dansați? România dansează. Ascultă-ți inima, România dansează. La Observator, cadavrul unui bărbat a fost găsit pe plaja din stațiunea Mamaia de către o persoană care se plimba pe malul mării. Macabra descoperire a fost făcută la aproximativ 24 de ore, după ce trupul unei femei a fost găsit în aceleași condiții pe o plajă din Constanța. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit chiar la mal, în apă, cu fața în jos. Martorul care l-a găsit a sunat la 112, iar în scurt timp oamenii legii au ajuns la fața locului. Cadavrul părea să fie de puțin timp în apă, așa că au verificat împrejurimile pentru indicii. Au găsit câteva haine abandonate pe pasarela aflată la câteva sute de metri de locul unde cadavrul a ieșit la mal. În jurul orelor 8, un turist ne-a sesizat că pe plajă se află cadavrul unui bărbat. În urma cercetărilor efectuate, am constatat într-adevăr că pe malul mării, în dreptul zonei Castel, se află un bărbat în jur de 45 de ani. Printre bunurile lăsate în urmă de bărbat nu s-a găsit niciun act de identitate, ci doar un CV. Pe baza datelor din acesta s-au făcut verificări în baza de date a poliției și bărbatul a fost identificat. O să facem verificări care este mobilul pentru care s-a aflat în stațiunea Mamaia. Nu sunt suspiciuni cu privire la cauzele morții. În urma necropsiei se va stabili cu exactitate cauza decesului. Trecătorii aproape că nici nu au băgat de seamă că pe malul mării se află cadavrul unui bărbat. Par să se fie obișnuit cu înnecații aduși în ultimele zile la mal de către mare. Dacă umblă aiurea pe malul mării pe timpul ăsta friguros, cine știe ce s-a fi întâmplat cu ei? Nu a fost la pește pe undeva, se întâmplă toate minunile acum. Este a doua persoană necată în două zile. Ce să facem? Asta, marea cere tributul. Municipiului Constanța. Două persoane au ajuns în stare gravă la spital după ce podeaua clădirii părăsite în care s-a adăpostit se răsa prăbușit cu ei. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje medicale, dar și pompierii militari care au fost solicitați pentru scoaterea victimelor dintre dărâmături. Alarma s-a dat în jurul orei 10:30 de către un localnic din Cernavodă după ce a auzit țipetele de ajutor dintr-o clădire abandonată lângă Biserica Sfântul Constantin și Elena. Când echipele de salvare au ajuns la fața locului, au constatat că este vorba de două persoane care au căzut cu podeaua de la etajul superior. Pompierii se așteptau la ce era mai grav, dar din fericire nu au fost pierderi de vieți omenești. Am fost solicitați pentru a participa la o intervenție inițială. Ni s-a spus că sunt mai multe persoane îngropate sub dărâmături. Ne-am deplasat cu două autospeciale de apă și spumă
și cu ambulanță smurdă. În momentul ajungerii la fața locului am constatat că nu este cazul de... Deci persoanele nu erau sub dărâmături. Clădirea abandonată era frecvent vizitată de tot felul de persoane dubioase, care furau tot ce se putea fura din structura clădirii și chiar porneau la vânătoare de porumbei, care își făceau cuib în podul fostei școli. Vin fel de fel, rup scânduri, lemne, la porumbei, la într-una din ser să spărgea geamuri. Am sunat la 112. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili dacă se face cineva vinovat pentru rănirea celor doi sau victimele sunt singurele responsabile pentru ce s-a întâmplat. Nu avem bani să resuscităm stațiunile vechi de pe litoral, însă găsim pentru construcția altora noi. Primarul localității Tuzla și-a propus un plan ambițios, dar destul de costisitor și birocratic, să facă din comuna sa o atracție turistică. Are terenuri, are deschidere la mare, are un plan de bătaie. Mai rămâne ca Ministerul Turismului să-i dea undă verde. Așa cum arată acum, localitatea Tuzla nu atrage decât rare ori turiști care, dacă se încumetă să-și prăpădească mașinile pe drumul spre cherhanalele derăpânate de pe plajă, nu zăbovesc mai mult de o oră, două. Zona, încă virgină, ar putea deveni însă punctul de atracție cel mai căutat pentru oameni cu bani, după cum arată planul pus pe hârtie. Cum avea câteva pescării, că fiind la malul mării avem nevoie și de câteva pescării. Concret, terenurile primăriei și cele ale privaților vor avea de trecut o primă etapă, cea de trecere din extravilan în intravilan. Asta dacă Ministerul Turismului își va da girul. Apoi urmează construirea infrastructurii și complexele turistice. Spațiile de cazare vor fi construite pe terenul din spatele meu, însă adevărata dezvoltare a stațiunii va fi făcută pe malul mării, unde primăria are un plan ambițios să construiască două heliporturi, mai multe cazinouri, mai multe spații de agrement, dar și baze turistice sportive. Eu mai introduce în intravilan, nu costă milioane de euro. Poate chiar zeci de milioane de euro. Sute. E foarte mare prețul. Și să vină mai mulți turiști? Sperăm să vină. Sperăm. E nevoie. Și pentru frumusețarea comunei e foarte bine. Dacă ar face cum au și în plan, aici unde este balta asta, că toți zic ei că fac, eu știu ce stațiune, va face agremente, ceva, foarte bine ar fi. Dacă Ministerul Turismului își dă acordul, Tuzla Park va fi gata în anul 2015. Sunt puternici și ridică greutăți de sute de kilograme. Vorbim despre cei mai buni sportivi din România care vin la Constanța pentru o demonstrație de forță. Totul se va întâmpla mâine de la ora 14, într-un mall din Constanța, când cei trei vor încerca să stabilească noi recorduri naționale. De asemenea, și publicul va fi provocat să facă Skanderberg alături de campionul național. Observatorul a ajuns la final. Sunt Otilia Răduță și vă mulțumesc pentru atenție. Așteptăm sugestii pe pagina de Facebook Observator Constanța. Nu uitați, ne puteți urmări și live pe site-ul nostru www.antena1constanța.ro. În continuare urmează emisiunea Economics, moderată de colega mea, Cecilia Zărea. O zi frumoasă vă doresc!